În perioada 18-19 mai a avut loc la Rânca cea de-a doua etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, competiție desfășurată sub titulatura de Cupa Gorjului. La start s-au aliniat peste 50 de piloți, aceștia având de parcurs un traseu cu o lungime de 5 km, considerat extrem de dificil, dar și frumos în același timp. Conform noului regulament, în prima zi a confruntării au fost programate 3 recunoașteri și 3 urcări cronometrate. În prima manșă în care timpul s-a luat în considerare, Lucien Hora a avut cel mai bun parcurs, cu 2 minute 42 de secunde și 371 de sutimi. Cum vă simțiți? Și eu bine v-am găsit. Cum să mă simt după Brașovul ăla nenorocit? Cursa, Brașovul e frumos, dar cursa care m-a stricat și... Lola care merge acum, sunt în al 9-lea cer pe Rânca. Mașina merge, totul e ok. Sper că mâine să fie primul succes de anul ăsta. Pe poziția secundă s-a clasat Paul Andronic, la 8,7 secunde de lider, în timp ce pe locul 3 a încheiat Armando Batocchi, cu un ecart de 10,4 secunde. Pot să vă spun că dimineața a fost un asfalt foarte alunecos, plin de praf, acum a început să se curețe. E un pic deranjant faptul că nu se cronometrează primele urcări, pe de-o parte e de înțeles pentru că se pleacă foarte repede la 30 de secunde și ar fi dificil, dar ne-ar place să vedem timpii și în primele urcări. Și acum deja ne-am încălzit. Acum vrem să vedem și la cronometru ce se întâmplă. Se pare că în partea superioară a traseului temperatura scade. E un dezavantaj. E dezavantaj și nu e dezavantaj. Avantajul ar fi prin faptul că motoarele funcționează mai bine la temperatură scăzută, iar roțile venind cu ele mai calde de jos se compensează un pic. Eu nu-l văd ca un dezavantaj major. E un circuit interesant, o timpantă, e destul de alunecos și e frumos, a mers destul de bine. Acum vedem mai încolo dacă putem să facem mai bine. Ce domină mai mult aici? Șoferul sau mașina? Amândoi, dar sigur șofer, pentru că e un circuit tehnic și dificil. Așa că trebuie învățat fiecare manș mai bine. Al patrulea timp i-a aparținut lui Lucian Răduț, care i-a devansat pe Andrei Dumitrescu și Ovidiu Zaberca. Cred că de-abia acum începem să mergem un pic mai tare. Eu, sincer, îmi doresc un rezultat bun. Cărțile ți-au ieșit la poiană. Sper să iasă și aici. Nu neapărat de loc 1, dar un podium. Sper la el. Cum a fost? Binișor. Încă o lăsăm în ce momentan. O numim acomodare încă? Ne păstrăm pentru mâine, pentru concurs. Înainte de toate, o să mă leg de pisi. Ai dus-o la coafat pentru că la poiană și-a pierdut din unghiuțe. Da, într-adevăr, am dus-o, am coafat-o, i-am făcut unghiile tot din nou. Să fiu cinstit, pe din afară arată bine, pe dinăuntru e un pic stricată. Cred că a pierdut cam multe nopți, nu știu, în viața anterioară, posibil. Greu, și cu ea și cu mine. Parcă un pic, nu știu, poate și de la poiană mi se trage, nu știu, parcă nu merg toate cum aș vrea eu să meargă. Dar asta e numai antrenament, mai e și mâine. Sper să se îndrepte. Ultima necronometrată a fost mai bună, asta parcă iară n-a fost cine știe ce. Mircea Pădurean a trecut linia de sosire pe poziția a 7-a, urmată de Marius Petre, Dudu Șenchea și Liviu Savu. Bun găsit în sala de forță psihică, nu fizică. Da, bine v-am regăsit și eu. Un traseu Rânca pe care întotdeauna am venit cu mare, mare plăcere. Am concurat aici chiar de prima ediție din 2001. Până acum totul este foarte bine. Din punctul meu de vedere, am făcut 2 din cele 3 urcări libere, prima și cea de-a treia. Mașina funcționează bine. Sper și la antrenamente să reușesc astăzi un timp bun. Și bineînțeles, mâine să încerc să câștig clasa. Încă nu plouă, dar nici mâna foc nu băgăm. Tu ce zici? Nu o să plouă astăzi. A bătut un pic vântul. E ok. Și astăzi și mâine o să fie uscat. Sper să rămână uscat. Oricum, dacă e ploaie, avem ce ne trebuie, așa că... Cum e traseul? Frumos, murdar, din cauza pietrelor care iese de pe interioare. În rest, cel mai frumos traseu din țară.
Sunt puțin supărat că nu reușim să dăm de cap la acea întrerupere care a apărut și la Brașov. I-am scos termostatul să meargă motorul puțin mai rece, tot apare această întrerupere sus în 6000 de rotații. A trebuit să-l opresc, a întrerupt de două ori, a trebuit să opresc ALS-ul și într-un final am venit până la sfârșitul probei fără ALS. Am scos un 3.04, ceva de genul acesta, dar 2-3 secunde cred că mai merg coborâte, dar nu știu dacă mai poate fetița. Cu asta, cu mers de latul pe viraje, ca la raliu, cu navigator de ocazie, ca la raliu, și asta e, mergem. Mergem bine după cele 3 urcări? Da, am ajuns în faza în care încep să pun stăpânire pe mașină. Nu mă mai taxează la orice greșeală de-a mea. Încep să stabilim o relație între mine și mașină. Mergem, să încep ce mai bine. E prima mea etapă anul ăsta și sunt așa, mă simt oarecum începător. Dar mă bucur să-mi văd colegii de anul trecut, să-mi văd prietenii, mă bucur să vă văd pe voi. E un sentiment plăcut. Zarurile s-au aruncat la până, n-ai fost. Ai cumva probleme pe rânca din punctul ăsta de vedere? Ai vreo părere de rău, vreun regret? Nu. În motorsport și în general nu e bine să ai regrete. N-am niciun regret. Era bine să fi prins și Poiana, dar nu înseamnă nimic că nu am fost la prima cursă. E timp până la sfârșitul anului. Și colegii mei meritau oricum un mic avans. Salut! Ce ai găsit pe traseu până acum? Salut! Traseu a fost foarte bine. A fost o primă oricare bună, zic eu. Încerc să iau treptat cu mașina să scade la oricare la oricare. Mă așteptam să fie puțin mai sus, dar am văzut că totul este ok și uscat și am mers la timp. Mai bun. Mergi la risc sau la timp? La risc e mâine. Tu ai invadat italienii sau italienii te-au cucerit? Cum o luăm? Pot spune că m-au cucerit. O experiență inedită pentru mine. Am pilotat un Ferrari 458 Italia pe un traseu închis circulației publice și mă bucur că prietenul meu, Mihnea Duțescu, mi-a oferit această ocazie să mergem în calitate de deschizători împreună. O senzație interesantă, foarte mult cai putere și mi-a plăcut un pic de derapaj în anumite viraje. E o mașină interesantă pentru stradă, dar destul de pretențioasă. Nu cred că Marco a fac ca mașină de zi cu zi, dar nu pot să spun că nu-mi place, că ar fi absurd. Mă simt bine, cursa va fi mâine. Am venit acolo un timp în care veneam anii trecuți. E bine, vedem mâine la cursă, astăzi nu se dau punct. De fapt, să dau, dar puțin. Frumos, îmi place foarte mult aici. Eu mă bucur, mașina suferă. Față de Poiana, unde mașina se bucura și eu un pic tremuram, aici e mult mai greu pentru mașina. E mai ușor pentru mine un pic. Sper să merg bine mâine. Psihic, se simte diferența față de Poiana vis-a-vis de complexitatea traseului? Mi se pare mult mai complex pe Poiana, ca risc mai ales. Aici e complex din punct de vedere al virajelor strânse. Eu prefer aici. Cum ți se pare traseul? Cred că e singurul traseu de coastă adevărat din România și mereu e o plăcere să venim pe traseul ăsta. A fost și traseul pe care am debutat și de-aia îmi face plăcere să vin de fiecare dată aici. În 2007, când am debutat, traseul era foarte denivelat. S-au făcut investiții majore pe Transalpina și s-a asfaltat tot drumul, s-au pus parapeți. Este o schimbare bine, extraordinar de bine. Mă simt foarte bine, mașina funcționează în parametrii. Văd că sunt niște îmbunătățiri pe traseu față de anul trecut și acum 2 ani. Deocamdată sunt numai recunoașteri, ne antrenăm, sperăm să facem o figură frumoasă mâine. Până acum ne-am antrenat, ca să zic așa, mai avem încă 2 manșe de antrenament, mâine 2 cronometrate, avem tot timpul să ne antrenăm. Ne-a speriat un pic ploaia, dar am revenit pe anvelope de uscat și totul merge bine. Prima urcare cronometrată, să vedem la următoarele cât mai dăm jos. Mașina merge bine, după eșecul de la Poiana, am reușit să o setez, să-mi facă băieții motorul, că am spart un piston la Poiana Brașov. Și merge, nu merge așa de tare cum mi-aș dori eu, dar ținând cont că e totul nou și e rodaj, e bine, timpul e unicel, nu-i ca cel de anul trecut, mai trebuie să mai muncim ca să ajungem la timpul de anul trecut, teoretic ar trebui să bat timpul de anul trecut, dar e în regulă, sunt mulțumit și sper să fie, până la sfârșitul zilei, să fie ok. La Poiana ți-ai făcut de cap în adevăratul sens al cuvântului. Cum e aici? E cu totul altceva din punct de vedere a tehnicității traseului. Este un traseu mult mai tehnic și zic eu că se potrivește mult mai bine mașinii cu care alerg eu. Tocmai de aceea sunt sigur că și aici o să fiu în top.
Cred că sunt destul de în față la grupa A, nu știu exact locul, nu am avut timp de să mă uit la timp, însă categoric mult mai bine decât Poiana. Am mai remediat din greșeli, dar încă testăm suspensii, testăm mici reglaje, presiuni în roți. Încercăm să ne acomodăm cât mai repede cu mașina, și eu, cât și mecanicii, pentru că este o mașină dificilă și nu vrem să creăm daune. Încercăm să o luăm treptat și ușor, ușor sper să ajungem cât mai sus. Nu cred că există un traseu unde să conteze numai un lucru. Într-adevăr, aici contează mai mult mașina, pentru că diferența de nivel, diferența de altitudine este foarte mare în comparație cu celelalte. Și categoric, o mașină mai puternică, având un cuplu mult mai mare, îți permite să urci mult mai repede. Dar totodată sunt niște viraje dificile, viraje cu atac târziu, care nu pot să zic că nu oricine știe să le ia, dar categoric am un avantaj cu tata, care e mult mai experimentat decât mine și mi le pune pe tavă direct, știi, nu le mai testez eu. În primul și în primul rând trebuie să niște anvelope, după părerea mea, pe prima parte a zilei de dimineață, cu ceva soft pe față și cu un medium pe spate. În partea a doua zilei cred că voi trece la medium și pe față. Din punct de vedere al setărilor carburatorului, aici mă ghidez foarte mult după presiunea atmosferică. Acum a fost presiunea atmosferică destul de mică, acum 2-3 ore, acum am crescut presiunea atmosferică. Vreau ca la prima urcare de antrenament, cronometrată, să vin cu alte setări pe carburator. În rest, pentru mine, sperăm să nu plouă. Sperăm să fie o vreme foarte, să fie o vreme bună. Noi suntem mulțumiți de calitatea asfaltului, calitatea organizării, securizarea traseului foarte bună aici. În mare, o cursă foarte frumoasă. Rânca e o etapă care mi-a plăcut dintotdeauna. Traseul e superb, e tehnic, e frumos, priveliște. Păcat că suntem puțini istorici. Se constituie grupa, clasa, dar frumusețea cursei tot rămâne. Traseul este foarte frumos, din punct de vedere tehnic s-a îmbunătățit foarte mult față de anii trecuți, și ca siguranță, și ca calitatea asfaltului, calitatea drumului, totul este într-o stare foarte, foarte bună. Mă simt foarte bine, e ok? Dimineața arăta un pic de ploaie, dar văd că s-a liniștit, dar e frumos, e o trasă enorm de frumoasă. Bine, la prima am avut probleme cu motorul un pic, la a doua iară, dar acum e în regulă, trage, merge. Ce s-a întâmplat? Eram prea bogat. Prima fază am schimbat bujiile, s-a făcut mai bine, dar nu cum trebuia. Acum am schimbat niște jiglere și e ok. Lucien Hora consideră că timpul obținut în prima manșă nu poate fi îmbunătățit de adversari și, cum nu dorește să forțeze, decide să nu participe la manșa secundă. În aceste condiții, Paul Andronic se impune în fața lui Lucian Răduț, în timp ce Batochi păstrează treapta a treia a podiumului. Ovidiu Zaberca urcă pe 4, Mircea Pădurean trece linia de sosire pe 5, iar Marius Petre obține locul al 6-lea. Noris Măgeanu prinde poziția a 7-a în fața lui Ciobotaru, Șerban și Șenchea. Ultima sesiune de antrenamente cronometrate îi prilejuiește lui Andronic un nou loc 1. Batochi urcă pe poziția secundă, Răduț fiind al treilea. Paul, ce poți să ne spui la finalul primei zile? Pot să vă spun că spre sfârșitul zilei s-a curățat asfaltul, aderența s-a îmbunătățit și asta mi-a permis să am primul timp al grupei. Sper ca să se întâmple la fel până mâine seară. Are rost volan, turbină, merge oriunde, nu? Bineînțeles, și din acest motiv suntem aici și vom fi la orice competiție cu volan, patru roți și o turbină. Cum ai terminat astăzi? Mulțumit? Astăzi sunt foarte mulțumit, sunt pe locul 3 la general. Este locul pe care mi-l doream, de fapt. E maxim ce am putut obține. Dacă și în concurs va fi la fel, sunt super foarte fericit. Gata cu prima zi. Cum a fost? Acum ultima manșă a fost mai bine și am învățat mai mult traseul și vedem mâine la concurs. Zaberca a contează locul 4, urmat de Petre, Măgeanu și Ciobotaru.
pot să spun că am început să ne împrietenim acum. Am ajuns la timpul meu cel mai bun de anul trecut, care e un pas înainte și sper să mâine să facem progrese în continuare. O să fie foarte greu. Toată lumea care e în fața mea la H, eu pe piciorul din spate cam, știi, recuperez. Când eu zic că merg eu un pic mai tare, merg și ei mai tare și tot pe coadă, tot pe alergat. Da, am mult de lucru mâine. Ai venit în forță, i-ai lăsat să-și facă de cap la Brașov. Ce ne spui acum la finalul primei zile? A fost o zi plină. Multe setări la mașină, spuneam și mai devreme, prima cursă din an vine cu multe lucruri de făcut. E bine că suntem la finalul zilei cu bine, e bine că suntem în față. De ce vorbi la plural? E bine că sunt în față. Am venit pentru că n-am putut să stau să privesc, să văd timpii pe calculator sau să văd manșe de concurs la voi la televizor. Și vin în primul rând pentru hobby. Bineînțeles că timpii sunt importanți ca să ne vedem unde suntem în regim de concurs, dar nu sunt cei mai importanți. E bine că suntem toți împreună aici și că e soare și că e frumos. De rezultatul meu e bine. Am încercat să iau ziua de azi ca o competiție diferită de ziua de mâine și să o tratez ca atare. Timpul e foarte bun, de obicei la antrenamente nu mergeam mult mai încet, acum am încercat să mă reglez altfel. Sunt mulțumit de rezultat. Sper ca mâine să îmi bat recordul de anul trecut. În top 10 mai urcă în ordine Edu Stan, Dudu Șenchea și Liviu Savu. Cum a fost, Edu, ziua de azi? Foarte frumos. Pentru mine a fost un reglaj total de la început până la ultima manșă acum. Sper să mai fi coborât, că eu tot mă joc cu anumite reglaje în diferențialul central, în partea electronică. Ultima manșă mi s-a părut că a mers mai bine. Ai rezolvat cu mașina? Se pare că da, am reușit să tragem un furtun din aerotermă să răcească calculatorul. Aceasta a fost prima urcare care am reușit să o facem fără întreruperi. Încă nu m-am uitat pe rezultate să văd în ce poziție suntem sau cât timp am scos, dar cred că a fost mai bine. Mult mai bine față de urcările anterioare. Cum te simți? Ok. Din câte știu, mâine plec în poziția de fruntaș de grupa A. Ăsta e targetul meu și mâine. Sper să-mi iasă. N-am avut nicio problemă. Am probleme. Mașina e mai tare ca mine, dar... Ne înțelegem noi. N-am făcut 6 în primul rând. Am făcut, asta e a treia urcare. Am avut probleme ceva la mașină, s-a ars pompa de la diferențiale. Am încercat să o reparăm, n-am știut că e arsă. Într-un sfârșit am zis că e arsă, am dat-o jos, mergem fără. Am îmbunătățit timpul. Nu știu restul colegilor ce au făcut, dar eu pe-a meu mi l-am îmbunătățit. Sper să pot să merg fără pompă mâine. Speram că și mâine ține vremea cu noi, astăzi a fost frumos. Foarte puțin a plouat, important. Cum te simți? Excelent, față de anul trecut, sau de fapt acum 2 ani când am avut parte de niște incidente neplăcute. Acum a fost foarte bine, pe a doua oricare am coborât 5 secunde față de primul antrenament. Un traseu foarte de mare viteză, cu o problemă de aderență, că cam consumă cauciucuri, dar foarte frumos. Traseul este foarte frumos, vremea e foarte bună, ține cu noi. Cum ți se pare, dificil, tehnic, de viteză? Este un traseu de viteză și cu zone tehnice, foarte multe zone tehnice, dar traseul mare este de viteză. Ai pregătit un setup pentru mâine, ai reușit după urcările de astăzi să faci o configurație, să te gândești la ceva anume? Da, setup-ul era pregătit de anul trecut, pentru că este al doilea an în care venim cu mașina în aceeași configurație aici. Bine, aceeași configurație, mici modificări, cutie de viteză mai exact, dar suspensia este aceeași, deci alte pregătiri n-am mai făcut. Am început acum să mă învăț și eu cu mașina, e prima etapă nouă, configurația mașinii, la Brașov nu m-am dat cu ea. Ne învățăm, merge, să încercăm să mai scădem timp. Pe prima urcare am avut ceva probleme, m-am oprit chiar după start. Sper să scădem sub timpul de anul trecut. Ăsta e obiectivul, nu am alte obiective, să scad sub timpul de anul trecut, să merite îmbunătățirile mașinii ce le-am făcut. Și uite așa am ajuns la finalul primei zile. 3 urcări de recunoașteri, 3 antrenamente recunoscute. Ce poți să ne zici? Din păcate nu pot să spun prea multe pentru că am avut nici probleme la mașină și încercăm să le remediem până mâine. Am efectuat a doua urcare de antrenamente doar ca să mă calific în cele de concurs de mâine. Sperăm să avem probleme la senzori, la mici probleme electrice. Sperăm să le rezolvăm până mâine și să
să reușim să luăm startul cu succes. O zi bunicică. Mai avem mult de muncă, trebuie să mai la de seară să mai stăm un pic mașina, am niște probleme cu suspensia, dar cred că pentru ziua de mâine va fi mult mai bine. Să mulțumim pentru ziua de astăzi și ok. Pentru mașina asta e un rezultat bun. Cred că atât se poate, maxim să mai scad câteva sutim, dar cred că aici este limita. Nu pot să zic, poate alți piloți ar merge mai tare, însă eu atâta consider că ăsta este cel mai mic, cel mai bun timp realizat în condiții safe. Gata și cu prima zi, a fost o zi superbă, timpul a fost extraordinar. Cred că e cea mai frumoasă coastă din România la Rânca, îmi place foarte mult și aștept ziua de mâine. Ce pot să mă spun e că mă bucur foarte tare că am ajuns aici după multe ore de muncă, mult ajutor din partea prietenilor și a celor din jur. Chiar au fost niște zile grele cu puține ore de somn. Într-un final am ajuns și ăsta e cel mai important momentan. Nu sunt deloc mulțumit de timpii realizați până acum. Mai e un pic de lucru, adică știm că sunt rezerve, dar totuși cred că suntem pe 3 acum. Până la locul 1 sunt destul de multe secunde și nu cred că, cel puțin etapa asta, nu cred că ajungem acolo unde. Ești în cărți, ți-au ieșit pasențele, nu ți-a dat cu virgulă, felicitări! Mulțumesc! După cum spuneam, este un traseu foarte, foarte tehnic, ceea ce zic eu că mă avantajează. Avem cuplu, avem un motor diesel, ceea ce înseamnă că ne-am făcut datoria pe asta și sper să țin de rezultat și mâine. În sfârșit mecanicii mei au reușit să regleze mașina, să-mi seteze suspensia, e ok, stă mașina pe stradă, cea mai mare problemă care o am eu de anul trecut, de când m-a răsturnat mașina asta. Și sunt mulțumit de ce am făcut azi, sunt locul 1 și să vedem mâine, sper mâine să mă mențin tot acolo. Astfel, la finalul celor 3 manșe, Lucien Hora rămâne cu cel mai bun timp, 2.42.341, urmată de Paul Andronic, 2.46.528 și de Armando Batocchi, 2.47.862. Lucien Hora începe excelent cea de-a doua zi de concurs și câștigă prima manșă a confruntării după ce este cu 7 secunde mai rapid decât ocupantul locului 2, Armando Batocchi. Cu o greșeală a mea mare la start, am lăsat cred că vreo 10 secunde cu plecatul ăsta, tot cu emoțiile de la Brașov am oprit mașina, după aceea n-am putut să plec de pe loc, dar în final am plecat și m-am prins bine pentru că cred că am făcut cea mai tare urcare a mea de pe Rânca, nu ca și timp, dar ca și mers. A fost fenomenală. Armando, punem stop primului cronometru pe ziua de azi. Cum a fost? Astăzi a fost chiar bine. Am scos un timp foarte bun și mașina nu mai alunecă acum ieri, că era o problemă. Și vedem manșa a doua. Mulțumit de ce ai reușit până acum? Da, cred că da. Da, am învățat destul. Mă lipsește încă multe detalii, dar deja că a început e bine. Podiumul provizoriu este completat de Ovidiu Zaberca, care a furat la 2 secunde locul 3 lui Lucian Răduț. Primul rând vreau să-mi cer scuze la băieții care i-am ținut să facă a doua oricare. Și în al doilea rând vreau să spun că sunt mulțumit că am făcut a doua oricare, că am mai scăzut 3 secunde. Așa că pentru în ceea ce mă privește pe mine s-a meritat. Acum nu știu să vedem ce fac ei, oricum eu sunt mulțumit deocamdată. Lucian, oprim cronometru pentru prima oficială. Da. Din păcate pentru mine, am ales foarte prost cauciucurile, sperând că poate să țină 5,5 km cât are coasta asta. După 3,5 km mașina nu a mai stat deloc. Și practic am pierdut timp de la jumătate încoace foarte mult. Timpul este unul slăbuț. Sper să pun roțile puțin mai tari și la următoarea să vin puțin mai sus. Mircea Pădurean și Noris Măgeanu se luptă la sutim pentru poziția a 5-a, primul având în final câștig de cauză. Ieri a fost o zi foarte bună pentru mine. Am făcut cea de două oricare de antrenament un timp foarte bun, 2.55.9. Am decis să nu mai forțez și n-am mai mers în cea de treia manșă. Am câștigat antrenamentele, așa cum v-am zis, asta mi-am și dorit. Astăzi, după prima manșă, sunt tot pe 1 la H2, la 2 litri. Am un avans destul de bun și încerc să-l conserv în manșa a doua. Trebuie să ajung sus, toți trebuie să ajungem sus pentru a încheia cursa, deoarece timpii se cumulează, se însumează.
Mașina funcționează în parametrii normali, e totul bine. Sper să ajung sus și să câștig așa cum v-am spus. În ce te privește, felicitări. Veni, vidi, vici. Astăzi ai plecat pole position, să spunem, după rezultatele de ieri. Da, așa e, dar e veni, vidi. Vici e după urcarea următoare. Mai e o urcare de concurs. După asta sunt în continuare pe locul întâi. Mă bucur, mai ales că dacă anul trecut am avut un reper și mă bucur să-l pomenesc pentru că e un pilot extraordinar pe Cătălin Cizmaru. Anul ăsta am un alt reper, este Edu Stan, care e și maestru al sportului și mă bucur cu atât mai tare cu că lupta între noi este foarte strânsă. Edu Stan încheie pe 7, urmat de Adrian Ionescu, Ciprian Ciobotaru și Dudu Șenchea. Edu, oprim cronometru după prima oficială de astăzi. Mulțumit! Mulțumit de mine. Am simțit când am ajuns sus aici și am coborât din mașină că ar mai fi loc în câteva locuri. Sperăm să mai recuperăm în a doua manșă, măcar o secundă. Ce să zic, cam asta, atâta pot azi. Adi, ți-ai asigurat poziția secundă la tine în grupă în urma rezultatelor de ieri. Felicitări! Ce poți să ne spui pentru prima oficială de azi? Mulțumesc! Prima oficială de astăzi se pare că a fost bine, după timpii ce am văzut jos. Mă chinui, mă lupt cu mașina, nu am pompă de diferențiale. Merg cu mai mult tracțiune pe spate, deci reacționează ca o mașină cu tracțiune spate, nu integrală. Dar sper să fac față și să rămân în... Ieri a mers bine, astăzi speram să merg și mai bine, văd că doar am îmbunătățit foarte puțin timpul de ieri. Mai am 3 secunde până la recordul de anul trecut, care mi se pare acum o veșnicie. Și traseul pare un pic mai alunecos decât a fost anul trecut, a fost mai curat anul trecut. Poate încerc să mai dau o secundă jumate jos la următoarea urcare. Dudu, ce ți-aduce finalul primului oficial? Îmbunătățirea timpului cu o secundă. Nu mai avem cauciucuri pe spate, le-am transferat în această dimineață cele după spate pe față și cele după față pe spate, tot ca să mai reușim să mai facem și următoarea urcare. Dar nu mai avem aderență pe spate deloc și în toate virajele glisează de spate și este greu de controlat. Dar cred că mai reușesc încă o secundă să mai cobor, dar sub o secundă nu mai reușesc. Paul Andronic se vede obligat să declare forfe după ce ia startul în cursă, dar nu ajunge la finish din motive tehnice. Din păcate nu e o zi fastă pentru mine, mi s-a terminat ambreiajul, nu m-am așteptat la chestia asta și nu merită să fac efortul să-l schimb, dat fiind faptul că se cumulează timpii. În situația asta vedem punctele proaste ale acestui nou regulament și chestia asta privează și spectatorii de mașini, ca și mine, pentru că dacă nu se cumulau în 2-3 ore reușeam să-l schimb, dar în condițiile date nu merită. Pe de altă parte, iese la iveală și faptul că, dat fiind că sunt mult puține etape în campionat, o astfel de eroare pentru mine mă poate costa campionatul. Dar asta este, ăsta e sportul, ăsta e regulamentul, poate o să încercăm să-l îmbunătățim. Din experiență învățăm. Lista abandonurilor este completată de Andrei Dumitrescu, tot cu probleme la bolidul de concurs, și de Marius Petre, ieșire în decor. Sunt cam dezamăgit. Timpul slab, n-am reușit să vin în timpul de anul trecut. Problema e că alunecă foarte rău. Nu, am venit pe niște viraje foarte rău. Nu mi-a plăcut mie, dar apoi ce-au văzut spectatorii. Mi-a apucat interioare, mi-a apucat nimic. Mi-a alunecat fața foarte rău, era să o și lipesc de un parapet. Nu știu ce să zic. Mi se pare traseul mult mai murdar ca anul trecut. Mult praf pe el. Și asta cred că face diferența. Se poate și mai bine, dar din nefericire cutia de viteze mă cam lasă. Simt că unde etapa a patra e pe moarte și n-am putut să-mi schimb a patra cum trebuie, am întârziat, măcar mi-am bătut timpul, de cu jumătate secundă. Timpul nu e chiar așa bun. Eu credeam că fac o opțiune bună la cauciucuri. Am greșit. Mai încercăm să vedem ultima urcare. Mașina a glisat cam cum a vrut ea și numai din anvelope. Mai încercăm. În sfârșit sunt și eu fericit că merge mașina cum trebuie. Când am înțeles, sunt pe primul loc. N-am văzut timpul cu exactitate, nu știu exact. Sper să urc mai bine la următoarea urcare, că am făcut vreo două greșeli cam urâte. Dar sunt mulțumit și merge și mie jucăria în sfârșit. O zi frumoasă. O prima manșă de concurs mai bună decât ambele antrenamente de ieri, cu aproape o secundă. Sper ca următoarea trecere să fie la fel de bună.
Mai avem mult de lucru cu mașina, mașina poate mai mult, dar suntem mulțumiți. Pentru etapa asta e foarte bine. Pregătit pentru ultima manșă? Pregătit, avem cauciucuri noi suntem pregătiți, e tot în regulă. Din punctul meu de vedere am făcut mai puține greșeli decât ieri și ar trebui să fie cel puțin timpul de ieri. Sunt foarte mulțumit, având în vedere că este mașina nouă, eu sunt nou în domeniul acesta, sunt absolut mulțumit. Sunt dezamăgit de mine, am greșit câteva viteze din nou, aia e problema mea, însă mă bucur că am acumulat kilometri cu mașina, că ne-am obișnuit, am găsit setările optime pentru această mașină și ca orice campion adevărat știu să și pierd, nu dar să câștig. Prima oficială e un pic cu virgulă la noi, pentru că mașina are ceva probleme ori la diferențial, ori grupul din spate, deoarece la viteză mare cloncăne și ceva nu e în regulă. După prima urcare de concurs, timpul este bun, suntem pe primul loc, sperăm să menținem și în a doua etapă. Am reușit să cobor sub timpul de anul trecut, încă un pic mai încercăm să mai coborâm, dar sunt mulțumit. Investițiile, cum am spus și ieri, să vedem dacă sunt bune, dar se pare că sunt bune și sper și pe a doua să mai dau încă un pic jos și atunci e tot ok și să terminăm cu bine etapa. Lucien Hora bifează un nou parcurs fără greșeală în a doua manșă de concurs. Își îmbunătățește propriul timp cu aproape 5 secunde, 2.36.713, viteza medie 113,81 km pe oră și câștigă astfel confruntarea de la Rânca. Până la urmă, dacă totul se termină bine, toți băieții sunt întregi, eu am câștigat, mă bucur tare mult. Ce să zic? Mai departe cu următoarea. Ce vreți să luați cu dumneavoastră de la Rânca și ce vreți să lăsați la Rânca? Ce vreau să... Traseul ăsta minunat să rămână tot timpul pentru noi și să lasă la Rânca m-a indispus cel mai mult lipsa spectatorilor pe aceste două zile. Eram obișnuit cu Rânca plină, plină, plină. Cei mai mulți spectatori, cei mai fanatici din toată țara, dar azi și ieri nu știu ce s-a întâmplat. Ce nu a fost mediatizată, nu știu de ce nu a venit lumea. Altfel mergi când sunt dealurile pline de oameni. Medalia de argint intră în posesia italianului Armando Batocchi, debutant pe traseul gorjean, în timp ce Lucian Răduț urcă pe treapta a treia a podiumului. M-am concentrat și am reușit ca pe ultima urcare de concurs să obțin podiumul general, adică locul 3 și locul 2 la grupa H. Am trenat foarte bine. Rânca este un traseu frumos cu foarte mulți spectatori și mi-a adus și podiumul. Când vezi colinele pline de oameni, Și rezultatul este pe măsură, nu poți decât să fii bucuros că ai mulțumit atâția oameni. Vreau să las la Rânca prima manșă de concurs în care am ales prost sau foarte rău gumele și vreau să las acest traseu frumos și vreau să iau cu mine rezultatul bun. Faptul că am reușit într-un final să prind podiumul și să ocup locul 2 la H. Ovidiu Zaberca punctează la Open pe locul 4, Edu Stan încheie pe 5, iar Noris Măgeanu obține poziția a 6. Ne strângem bagajul, plecăm de aici. Foarte mulțumit, 3 la clasă, 4 la general, la fel ca și la Poiana Brașov, același rezultat. Sunt mulțumit că mai am echipament cu ce să vin și la următoarea etapă și asta e foarte... Lupta mi-a plăcut, a fost strânsă, îmi pare rău pentru Paul, dar astea sunt cursele de auto. Ce să zic, felicitări lui Lucian, lui Armando, lui Luci, lui Mircea, lui toți câștigătorii. A fost o cursă frumoasă și Rânca e un traseu deosebit. Păi, se pare că plecăm bucuroși, adică nu contează locul 1 sau 2, dar Noris m-a felicitat, a spus că am câștigat. Încă nu știu timpul lui, cu cât l-am câștigat în fața lui, cu o secundă, o jumătate de secundă, o zecime, nu știu nimic. Totul e ok, sunt mulțumit că am terminat cursa. Nu conta locul 1 sau 2. Pentru mine conta anul ăsta antrenamentul să-l termin cum mi-am propus tot campionatul, să particip și să nu fac vreo boacănă. Ce vrei de la Rânca la anul? Cel puțin la fel de bine ca și acum. Au niște minusuri, dar concurența e foarte mare. Adică sportivi sunt foarte mulți înscriși și nu poate să controleze foarte bine acest traseu. E limitat de două benzi, e ok, e 9 cu plus pentru domnul Costel și
Ciufrida. E un traseu senzațional la Rânca, i-am spus și organizatorului lui Ciufrila că are o coastă aici senzațională. Am luat locul 2 până la urmă, știi că vorbeam mai devreme Veni Vidi Vici, a fost doar Veni Vidi, Vici a fost pentru Edu Stan, dar anul ăsta o să aibă probleme mari cu mine. Asta e bine de știut. Ce vrei să iei cu tine de la Rânca și ce vrei să lași la Rânca? După cum v-am zis, iau niște amintiri frumoase, capăt experiență, după cum știți, eu acum am început sezonul. Și ce las la Rânca, sper că las o impresie frumoasă pentru spectatori și pentru cei care au fost aici. Mircea Pădurean și Ciprian Ciobotaru și-au împărțit locurile 7, respectiv 8. Felicitări pentru locul 1 la grupă, locul 2 la două rozmotrice. Mulțumesc frumos, așa cum v-am spus acum câteva ore, am reușit să îmi conserv avantajul din prima manșă, am mers mai încet cu 4 secunde și ceva, având în vedere că unul din adversarii mei a abandonat, Marius Petre, și îmi pare rău pentru necazul pe care l-a pățit tehnic, dar așa e la curse, se poate întâmpla oricui și am lăsat-o mai moale să ajung sus, având avans bun în prima manșă. Am reușit să câștig la 2 litri și locul 2 la 2 rozmotrice. Mai mult nici nu puteam obține aici la rând. Vreau mai mult, nu s-a putut. Acum văd că m-am abonat la locul 3 și la Poiană și aici. Sper la următoarea etapă să fie mai bine. Mașina e întreagă și a colegul meu de echipă întreagă. Cu echipa nu știu ce am făcut. Sperăm locul 1 sau 2. Vedem mai departe ce am. Dudu Șenchea punctează de pe locul 9, în timp ce Liviu Savu prinde poziția a 10-a. Trecând peste problemele care le-am avut la început, una peste alta a fost bine. La prima urcare am schimbat roțile după față pe spate și am văzut că nu mai am aderență pe spate. Am urcat a doua urcare, am mai coborât o secundă, am scos 3-0-0 a doua urcare, deci este o îmbunătățire pentru mine și clar o îmbunătățire pe ansamblu, că am mai învățat încă un traseu. Nu cunoșteam Rânca și... fiind pentru prima dată, eu sunt mulțumit de rezultat. Practic, eu cu Adi plecăm de la zero. Eu am avut ghinion la Brașov, el a avut ghinion aici. Eu, ghinionul meu l-a dus pe locul 1 la Brașov, pe mine ghinionul lui m-a dus pe locul 1 aici. Asta este. E între noi, în echipă, nu contează. Nu știu ce s-a întâmplat la motor, a sărit George afară, a scuipat ulei, a mers întrerupt, nu știu, până nu-l desfacem, nu știu ce e. Nu, de jos, de la postul, nu știu, 4, 5, de acolo au probleme. Nu puteam să urc. Pentru noi, ca echipă, nu e foarte important. Locul 1 la grupa a rămas la noi, la noi în echipă. La grupa locul 1 scrie Crenzbiller. Restul e treaba lor. În acest moment, Răduț a acumulat 32 de puncte în clasamentul Open. Batochi are 23, Zaberca și Hora câte 20, Dumitrescu închizând top 5-ul cu 15 puncte. Iată cum se prezintă clasamentul grupei A. 1. Liviu Savu, 2. Alexandru Dragnea, 3. Ioan Andrei Rudeanu, 4. Silviu Dumitrescu, 5. Ștefan Giui Anghelescu, 6. Cristian Rădulescu, 7. Alexandru Lucaci Bernat, 8. Adrian Ionescu, 9. Aurelian Andronache și 10. Răzvan Dragomir. Alex, bifez Rânca. Am bifat-o, sunt fericit că am reușit să urc și am reușit să mențin pasul, chiar am scăzut puțin acum. Din fericire, asta a fost cutia de viteză, mi-am făcut probleme și așteptăm cu mare drag următoarea coastă. Ce lași la Rânca, ce vrei să iei cu tine de la Rânca? Ce o să iau de la Rânca? Iau un traseu frumos, foarte frumos și un bagaj de experiență care l-am acumulat cu noua mașină. Ce ți-aduce finalul ăsta de etapă? Ultima urcare mai proastă cu o secundă, cum am spus și în interviul precedent, că această pauză de între prima manșă de concurs și a doua de 2 ore, aproape 3 ore, și-a pus amprenta. Cred că pe toți colegii de aici din asta. Prima cursă în care aud că între două manșe de curs face pauză. În rest, ce să zic, să sperăm că la Teliu va fi mai bine, mai avem un pic de muncă și la mașină, un pic să mai muncesc și cu robot și poate o să fie bine. Nu știu, sunt primul de la A care urc și să văd ce fac și colegii mei. Ți-ai conservat poziția, ți-a judecat podiumul, felicitări pentru locul 1 la grupa ta. Mulțumesc foarte mult, ne-am bucurat că am avut condiții bune, păcat de pauza asta că ne-a scos puțin din mână, dar a fost ok. Ce vrei să iei cu tine de la Rânca, ce vrei să lași aici? Să iau mașina, să las, nu știu, secundele în plus. Am continuat o urcare foarte grea, cu transpirații, ca să spun așa, avem probleme la pompa de diferențial activ, care nu funcționează.
Mitsubishi este o mașină foarte performantă, cu foarte mulți senzori și pompa o face să nu meargă cum trebuie. Ce vrei să iei cu tine și ce vrei să lași aici? Să lăsăm aici o impresie foarte bună despre noi, despre ce s-a întâmplat zilele astea aici. Și cu mine vreau să iau un podium. Acum nu știu, 2, 3, 4... Mulțumit de cum ți-au ieșit cărțile pe această etapă? Mulțumit în afară de urcarea, ultima urcare, pentru că am avut pauză de o oră. Înainte să iau startul, a sărit un coleg de-al nostru afară și a trebuit să stăm în mașină 5 minute. Noi eram setați să plecăm să luăm startul și nu cred că urcarea asta ne-a reușit. Sunt bucuros că am terminat cu bine, doar că sunt un pic supărat pe mine. N-am reușit să fac performanța de anul trecut, am greșit mult copilărește și sunt nemulțumit din cauza asta. Am încercat să merg mai tare acum urcarea a doua și am făcut multe greșeli, sunt amărât din cauza asta. Dar per total am mers, cred că, bine, constant, am vrut să mai dau secunde jos și n-am mai putut. Probabil asta a fost limita mea din weekendul ăsta. Rânca, din punctul meu de vedere, e una dintre cele mai dificile coaste. Are câteva secțiuni de viraje destul de periculoase, din punctul meu de vedere. Adică m-am simțit un pic nesigur în zonele respective, probabil din cauza lipsei de experiență și din dorința de a merge mai repede acolo, știind că se poate, deși e un pic periculos. N-am mers nici la multe coaste, asta e a treia coastă la care merg. Râșnov și Poiana au fost celelalte două. Asta mi se pare cea mai dificilă, e cea mai complexă. Felicitări pentru locul la juniori, Adi. Nu o să mă pronunț asupra clasei, rămâne să vedem rezultatele, bănuiesc că n-ai avut timp. Da, nu, n-am avut timp să oprez, nu știu exact pe cât am terminat la grupa a 2. Nici la junior nu sunt sigur, toată lumea mi-a zis că celălalt adversar a avut probleme în prima manșă și n-a putut să facă un timp bun, însă habar n-am, sincer. Nu m-a mai pasionat timpul, am venit să acumulăm kilometri cu mașina, să găsim un setup cât mai bun și să ne bucurăm de weekend, pentru că trebuie să ne mai și distrăm, nu să ne enervăm și să ne consumăm degeaba. Ce înseamnă Rânca pentru tine din poziția în care vii? Pot să privesc din două perspective. Dacă mă uit în clasamentul general, am urcat o poziție, urc clar și la juniori o poziție și devin lider al clasamentului după două etape. Și la grupa A urc pe locul 3, la fel un loc bun. Dacă mă uit după evoluția comparativ cu ceilalți adversari, nu e chiar atât de bună, pentru că cred că există și o mică diferență între mașini, iar rapoartele la cutie nu m-au ajutat să trag atât de bine aici. Este și o diferență de înălțime foarte mare și cu acele alea de păr pentru micuțul meu Renault este problemă. La grupa N s-a impus Edu Stan, Noris Măgeanu a obținut argintul, iar Ciprian Ciobotaru a intrat în posesia medaliei de bronz. Clasamentul grupei N îi mai cuprinde pe Dudu Șenchea, locul 4, Raul Ricardo Sene, 5, Andrei Cașcaval, 6, Alin Troancă, poziția 7, Mugur Filipescu, pe 8, Cornel Florian Popescu, poziția 9. Pentru mine e suficient, deocamdată sunt... sunt la prima mea participare, nu-mi doresc decât să mă îmbunătățesc stilul, trasele, eventual și timpii, dar nu este o miză pentru mine deocamdată. Am nevoie de mulți kilometri deocamdată. Armando Batocchi a fost performerul grupei H, topul fiind completat în ordine de Lucian Răduț, Ovidiu Zaberca, Mircea Pădurean, Andrei Șerban, Emil Ghine, Florin Roșca, Herman Melzer, Bogdan Ruse și Andrei Crăciunescu. Un loc 2 la H2 și 3 la A2 Rozmotrici. E bine, sunt pe podium, e ok. A fost mai bună urcarea asta pentru mine, adică m-am simțit mai bine pe urcarea asta, am mers mai cursiv, mai frumos, timpul e mai slab, s-a și încălzit rău de tot afară și nici motorul nu mai trage, e prea cald afară, dar a fost bine, m-am simțit mult mai bine, eu personal m-am simțit mult mai bine pe urcarea asta decât pe prima urcare. Cu ce amintiri veți pleca de la Rânca anul acesta? Destul de bune, mi-am îndeplinit obiectivul să cobor sub timpul de anul trecut. Restul nu mai contează acum, pentru că a fost prima etapă în nouă configurație și alea, dacă timpul a fost mai bun, restul, clasamentul și alea chiar nu contează deocamdată. Și în a doua mașină e foarte bun timp, ținând cont că am urcat cu stea galben în prima parte a traseului, că a sărit un coleg afară și am făcut, e bun nici el timpul și al doilea timp.
și cu rezultatele de azi sunt pe locul 1. Ieri pe locul 1, azi pe locul 1. Am venit unde, acolo unde mie locul la fostul H4, care acum e H3. Oricum, pe această cale doresc să le mulțumesc mecanicilor mei, pe care i-am terorizat o săptămână, ca să-mi facă mașina. Proba frumoasă, dar nou regulament nu-mi place deloc. Pauze foarte mari. Acum, după cum vedeți, s-a lăsat temperatura, a crescut 40 de grade, cred că sunt afară, sau cel puțin așa îmi lasă mie impresia. Mașinile nu mai merg cum au mers la ora 12, bineînțeles, timpii au scăzut și n-am mai făcut performanță, să zicem așa. Ce vrei să iei cu tine, ce vrei să lași în spate la Rânca? Experiența care am mai căpătat-o la Rânca și să las în spate ziua de astăzi, că chiar sincer m-a dezamăgit, nu mi-a plăcut deloc. Pentru mine a fost bine. Din păcate anvelopele s-au cam terminat și nu prea sta mașina pe drum, dar am mers mai bine ca ieri, am mai dat jos câteva secunde, vremea ține cu noi, publicul e mai numeros astăzi, pe total e foarte bine. Batochi a câștigat și clasamentul automobilelor cu două roți motrice pe celelalte trepte ale podiumului, urcând Mircea Pădurean și Andrei Șerban. Topul îi mai conține pe Silviu Dumitrescu, Emil Ghinea, Florin Roșca, Herman Meltzer, Bogdan Rusea, Andrei Crăciunescu și Bogdan Mine. Topul automobilelor diesel a conținut trei piloți, Andrei Mitrașcă, Mihai Beldie și Lucian Vișan. Am venit cât de tare am putut, am făcut un timp bun, nu sunt mulțumit de cum stă mașina, am o mașină bună, dar undeva setarea nu se potrivește, ceva greșesc eu la ea. Au fost câteva probleme pe care le-am rezolvat, pe următoarea manșă, pe manșa a doua de concurs, mașina a mers bine. Am avut câteva probleme de supraîncălzire a pneurilor și în partea a doua traseului mașina nu a mai stat și nu i-am prea înțeles, dar sunt sigur că oamenii de pe traseu au fost foarte încântați că am avut niște glisări foarte, foarte frumoase. Și dacă tragem linie și adunăm, unde ajungem cu Rânca astăzi? Un traseu foarte spectaculos și sunt sigur că am mulțumit spectatorii cu evoluția mea în partea a doua a traseului, pentru că am fost doar de alături. Mă bucur că ieri am avut de la cine să învăț, dar astăzi nu mai am pe Vali lângă mine, pentru că nu se mai poate în regim de concurs. Colegii mei, echipa tehnică, au pregătit mașina minuțios și sunt mulțumit că mașina merge foarte bine. Eu zic că e un rezultat foarte bun, ținând cont că eu, ca și manager de echipă, am și alte obiective și alte priorități, altele decât cele decât a ajunge foarte repede până sus. Herman Meltzer a fost cel mai valoros debutant, iar în clasament au mai intrat Valentin Stanciu, Lucian Protesaru, Răzvan Dragomir, Raul Dumitru, Adrian Sotingeanu, Cristian Stoicanea Cismas, Lucian Vișan, Bogdan Dinu și Cornel Florian Popescu. La categoria automobilelor istorice, I2, s-a impus Eduard Tonci, Dan Spuderca a încheiat pe poziția a doua, Gunter Greff a obținut bronzul, Cristian Stoian a fost pe 4 și Valentin Matei a încheiat pe 5. Următoarea etapă, trofeul Teliu, are loc în zilele de 8 și 9 iunie. Etapa a treia a campionatului național de motocross a avut loc la Zărnești, pe deja cunoscutul circuit Breghina. Etapa brașoveană a contat atât pentru campionatul european de motocross, cât și pentru cel est-european. Cu sute de piloți la start, întrecerea s-a desfășurat pe 9 clase, începând cu cei mai mici, grupa de 50 de centimetri cubi, până la MX1 sau quaduri. Ziua de sâmbătă a fost dedicată antrenamentelor și calificărilor, iar cei mici au avut parte și de primele emoții ale unei manșe de concurs. La clasa 50 de centimetri cubi s-a impus românul Iulian Manta, într-o manșă care s-a desfășurat sâmbătă pentru a descongestiona avalanșa de concursuri din ziua următoare. La 65 de centimetri cubi, croatul Nicola Hranici a reușit să se impună, iar primul român a fost Horia Stejuț, pilot Vectra Racing. La numai 9 ani, fost vicecampion național la clasa mini de 50 de centimetri cubi, Horia se află în sezonul actual în căutarea titlului la 65. Topul clasei a fost completat de Igor Cuharciuc din Moldova și Cristof Iacob din Ungaria. Cadar Bendeț de la Șuga Sfântul Gheorghe, unul dintre favoriți, a încheiat doar pe poziția a noua.
La 85 se impune clar Tompa Robert Cristian de la Suga și Sfântul Gheorghe, cu un ecart de 8 secunde și jumătate față de Hakan Halmi din Bulgaria, clasat pe 2, și la 17,8 secunde de Ivelin Manev, tot din Bulgaria. Pentru cei mai puțin familiarizați cu motocrossul, trebuie să menționăm că Tompa Robert este fostul ocupant al locului 3 la campionatul mondial la categoria 65 și fostul campion național și est european la clasele 85 și 65. Băieții mari au avut bătălia lor la clasele MX1 și MX2. MX1, rezervată motoarelor de 450 de centimetri cubi, a fost câștigată de Nicolae Iovcev, campionul Bulgariei și ocupantul primei poziții în campionatul est-european. Favoritul Mihai Stoichescu, campionul național al grupei, a terminat pe ultimul loc. Cel mai bine clasat român a fost Ciprian Marianov, locul 6. La MX2, clasă rezervată motoarelor de 250 de centimetri cubi, favoritul local Căbăl George de la Vectra a dominat la Zărnești. Pilotul român a câștigat în fața a trei bulgari. La 20 de ani, conaționalul nostru, ce participă și în cupele internaționale, a reușit cu al său KTM un timp de 2 minute 19 secunde 293 de sutimi, devenind astfel cel mai rapid rider atât de la MX1 cât și de la MX2. Dacă în ziua de sâmbătă s-au desfășurat numai curse de calificare, duminică ar fi trebuit să aibă loc întrecerile dedicate tuturor claselor. Din păcate însă, sportivul bulgar Dobromir Dobrev, în vârstă de 22 de ani, a suferit un accident mortal și competiția a fost anulată. De menționat că accidentul tânărului sportiv este primul de acest gen petrecut în țara noastră.